cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună ziua, oameni buni, cafeaua de dimineață, 16 aprilie 2024. Începem direct fără alte discuții pregătitoare. Domnul Vasile Panaite, candidatul PUSL pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Domnul Panaite, bine ați venit, bine ați revenit în direct și sunt convins că veți mai reveni și de acum încolo. Bună dimineața! Voi reveni cu drag ori de câte ori invitația noastră mă va onora. Vreau să vă urez pentru data de ieri încă o dată la mulți ani, să fiți sănătoși. Celelalte cuvinte sunt de prisos. Cred că zâmbetul meu de dimineață a spus tot textul pe care mi-l pregătise și l-am uitat. Mulțumesc tare mult! Haideți să începem emisiunea abrupt. De data aceasta o luăm direct. Domnul Panaite, dumneavoastră sunteți unul din cei trei candidați principali pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Pe de o parte este domnul Niță, pe de altă parte domnul Caraberea, vin și domnii de la AUR, o să-i cunoaștem probabil, și cei de la SOS, așa, dar sunteți unul dintre candidații principali. Aveți în spate un bagaj administrativ important, primar, prefect, secretar de stat, deci aveți bagajul în spate. Nu mai vorbesc că și din punct de vedere politic ați fost implicat în campanii, știți cum stau lucrurile. Eu vă întreb acum direct. Domnul Adrian Niță spunea ieri că va face echipă cu domnul Dragoș Chitic, fostul primar, cel care a generat prin niște proiecte semnate actualele investiții din Piatra Neamț. A venit domnul Caraberea, n-a spus nimănui ce a preluat de la domnul Chitic și a continuat aceste proiecte spunându-ne că ele sunt indispensabile pentru viitorul orașului. Dumneavoastră veniți și spuneți așa, domnule, e bine că se fac lucruri în Piatra Neamț, dar ele trebuie făcute corect, bine, în folosul cetățenilor și nu aiurea fără niciun plan. Care considerați într-o balanță că este mai vinovat pentru situația pe care dumneavoastră, despre care dumneavoastră spuneți că este anormal în oraș? Nu sunt eu cel îndreptățit să judec. Sunteți în campanie. Nu sunt eu cel îndreptățit să judec asocierile pe care și le face fiecare contracandidat al meu. Este problema lui, este strategia pe care și-o implementează fiecare, cu sau fără consultanți, prin propria-și imaginație, prin propria-și conștiință. Asta nu pot să o judec eu. Pot să spun, răspunzând la întrebarea noastră, că vina, să spun așa, nu pot delimita într-o fracție pe care să o poți cuantifica, ci o pot spune așa. Vina, în măsura în care se implementează acest proiect, este al partidului Comasat. Al partidului Comasat în acest moment, știți foarte bine ce spun. Cred că la un moment dat a fost un proiect care s-a lucrat pe repede înainte. Zic și eu, nu cunosc cum au fost făcute acele studii de fezabilitate, acele idei care au dus la partea de a deveni eligibil acest proiect. Chiar nu știu și el nu pare în momentul ăsta deloc afișat. Ca orice altă investiție pe care am cunoscut-o și o vedem și o cunoaștem de la domnul Bălănescu, din momentul în care se făcea o toaletă cu două cabine, eu mi-amintesc că era un tablou de șantier în care spunea investitorul, beneficiarul, termen de execuție, valoare. Eu pe aceste culoare de imobilitate nu am văzut absolut nimic ieri. De ce spun și mi-asum această expresie de imobilitate? Dintr-un motiv justificabil și pertinent în aceeași măsură. Dacă te uiți de la liceu de chimie până la pod la spital, o vezi în linie dreaptă, e o suprafață foarte mică, bă, oameni buni. Prima cupă de excavator undeva în zona liceului de chimie, ca să nu spun că peste drum este un peco și nu vreau să-i pronunț numele. Prima cupă de excavator se împlinesc acum și ca 2 ani, într-un kilometru. Alții m-am uitat la chinezi, în câteva luni au făcut 1000 și ceva de kilometri de autostradă, inclusiv cu zone suspendate. Eu nu spun, nici asta nu e important, poate oamenii ar putea să înghită și praful și intervențiile pompieristice peste noapte, soluții pe care noi le discutam într-o emisiune anterioară. Dacă tot am stat atât și dacă tot am așteptat atât, de ce Dumnezeu Sfântul nu s-a făcut un canal și un cămin tehnic în care să nu trebuiască de fiecare dată când mai apar avarii să intervină, să se sape? Vedem pe investiții făcute anterior, pe
pe Cetatea Neamțului, pe Petru Movilă, în continuare se sapă ori de câte ori este nevoie și se intervine pe cele tronsoane. Mă, oameni buni, dacă tot am așteptat 2 ani de zile, cred că era foarte fezabil. Nu mai era nevoie de grad de compactare, nu mai era nevoie de așteptat, nu mai era nevoie de atâtea zone de manoperă. Eu cred că toate aceste composturi puse una peste alta, tasate, cilindrate, aduse cu grad de compactare pentru a primi o fază determinantă, cred că era suficient de bine să vină cu cămin tehnic dintr-o parte în alta și se intervenea mult mai repede. Bun. Asta am mai discutat-o noi și am spus. O spun în ceea ce privește desființarea parcărilor, că revin la durerea care mă apasă și care nu mă apasă neapărat pe mine, ci e durerea pe care o iau de la cetățenii din zona respectivă. În județul Buzău, orașul Buzău, pentru a nu fi acuzat de ușoară bâlbâială, să spun, asupra județelor și a pronunției. Merge. Eu credeam că spuneți capitala actuală a României. Capitala Buzău, da, capitala Buzău, județul Muntenia sau Moldova, nu mai contează. Revenind într-o zonă mai serioasă, ne ducem în orașul Buzău și vedem acest culoar de mobilitate care a fost executat pe o suprafață mai mare, în timp mult mai scurt și cu utilitate mult mai pregnantă. Au mutat traficul pentru mijloacele de transport în comun pe mijloc, au făcut alveole de așteptare unde sunt stațiile, pentru că dacă ne uităm de la liceul de chimie, avem o stație la trezorerie și mai avem una la spital, în tot tronsonul ăsta, corect? Atât. Puteau crea două alveole de așteptare, mutau transportul la mijloc, cu benzi dedicate, cum, ei, indiferent cum, și lăsau și parcările în a treia bandă. Pentru că pe Traian avem trei benzi pe sensul care se intră în oraș. Lăsau una pe mijloc, cu alveola aferentă în cele două poziții, traficul pentru noi, muritorii de rând, și rămâneau și parcările pentru oameni. Nu cred. E ca într-o casă, domnul Bălănescu. Dacă eu consider că renovez casa, dar sudez ușile la intrare, pentru că așa îmi cere Uniunea Europeană, indiferent că înăuntru arată casa impecabil, ușile tot sudate vor rămâne. Nu ne vom bucura niciunii dintre noi de ele. Da. Acum eu trebuie să fac o precizare extrem de importantă. Îndrumătorul de imobilizare locală a fost scris, promovat și explicat de Mesagerul de Neamț de ani de zile. De când au apărut ideea acestor coridoare de mobilitate, noi am spus la vremea aceea, doamne, nimeni nu-i nebun să nu vrei să se modernizeze ceva. Orașul. Dar dacă tot o faci, fă-o cu cap. După reguli, nu după reguli inventate sau după reguli promovate peste noapte de niște domni. Le vine o idee și spune, domne, noi facem, cum să spunem, creăm culoare de mobilitate care nu mai fac poluare în județul, în Piatra Neamț. Bă, tată, explică-mi și mie câtă poluare aveam noi înainte, de ce a fost necesar să facem niște proiecte cu pretextul scăderea poluării. Păi spunem clar, bre, ăla era, acolo am găsit și noi locul unde să eram facem. Mult mai cinstiți față de populație. Acolo am găsit și noi să, acolo am găsit și noi să ne lipim și să facem exact. Două proiecte. Pentru că acea zonă de poluare, mergem pe variantă, pe culoarul de imobilitate care s-a creat pe centură. Haideți că acum mergem mai repede, fără fără semafoare, da? Acum se am fost unul dintre cei care am spus, măi, oameni buni, renunțați la semafoare, la ce le faceți. Am experimentat în contrapondere cu altcineva care ne-a arătat într-o duminică dimineața că se circulă foarte repede duminica dimineața pe variantă. Eu am mers la pas, am mers cu mașina. Timpul de așteptare este mult mai mare. N-ați să credeți că acele mașini care așteaptă la semafoare, care așteaptă să li se facă și lor culoarul liber, pe culoarul de inteligență, să-i spunem așa, nu credeți că poluează mai mult? Iar era mult mai cinstit din punctul meu de vedere și revenind la întrebarea inițială să spună și cel care l-a inițiat proiectul, domnule, asta era soluția, sau măcar ieșea public și și-a asumat, bă, oameni buni, niciun proiect, domnul Bălănescu, niciun proiect care îl implementezi astăzi, nu ești obligat să-l duci în forma în care l-ai semnat la finanțare. De ce? Pentru că pot apărea, totul are o dinamică în viață, pot apărea optimizări pe parcurs, pot apărea elemente pe care, la care iluminări, situații neprevăzute. Băi, ce n-am văzut stâlpul ăla atunci că n-am dat cu capul de el.
Ierte-mă, Dumnezeu. Da. Văd în mijlocul atât amar, eu nu știu cât este investiția. Spre rușinea mea, pentru că n-am de unde să o citesc. Nu o văd, nu știu. Mai uitați mesajele în arhivă. Dumneavoastră sunteți dintre cei pe care, care ați promovat. Dar în momentul ăsta eu nu știu la ce nivel s-a ajuns. Cu corectarea din punct de vedere al indicilui pentru, pentru salariu minim. Cu ce înseamnă că a fost o ordonanță în ceea ce privește materialele. Cu ce înseamnă asumarea de către municipalitatea diferitelor situații neprevăzute care au apărut pe parcursul implementării proiectului. Eu în acest moment nu știu bugetul final. Dar nu asta este important. Important este așa. Pentru, în momentul în care am constatat pe parcurs că am doi stâlpi în fața, mă, oameni buni, suntem de noaptea minții, în față, la spital, au rămas în mijlocul intersecției doi stâlpi. La noi am de finanțări și valoarea imensă a acestui proiect. Oare chiar nu găseam soluția să mutăm doi stâlpi mai încolo? Adică făceam un giratoriu mare și acolo devenea totul flexibil. Acum ieșim din giratoriu, intrăm în alt giratoriu. Știu, e provizoriu, de acord. Ca să nu fac trimitere la o altă experiență pe care o trăiesc și am trăit-o noi cetățenii. Experiența numită podul Luțca, da? Dar prin comparație nu cumva s-a dat drumul traficului fără să fie recepție făcută la pod? Nu știu, dumneavoastră îmi întreb și eu îmi pun doar o întrebare retorică. S-ar putea să fie o recepție finală cu teste la sarcină și să nu știu, e posibil. În acest moment eu nu știu dacă sunt aceste lucruri. Nu s-a văzut nicăieri făcând. Eu știu că în momentul în care se inaugurează un pod de genul acesta, mai mare, mai mic, se face un test la încărcare, la sarcină, la toate celelalte. Ce pot să vă spun asumat? Că era în continuare. Scria accesul interzis, șantier în lucru și oamenii treceau pe acolo. Asta pot să spun, pentru că o am chiar înregistrată. Am înțeles. Bun, deci nu puteți spune pe cine considerați mai vinovat. Amândoi sunt în egală măsură. Amândoi în egală. Cel care a inițiat-o și a lăsat-o, dar în aceeași măsură e și cel care a preluat-o. Domnul Bălănescu, dacă mă pune cineva să sare pe pod la Pietricica, la Căprioara. Haideți să alegem alt pod. Da, la Căprioara, dacă mă pune cineva și Albea îi seacă și mă pune să sar, eu chiar sar? Acum depinde cine. Trecești prin filtrul minții. Dacă mă roagă altcineva din spate cu ghilimele de rigoare, care mi este mentor și cel care îmi ghidează pașii mei de nou născut în politică, îmi spune, da, e bine, sari în cap eventual, nu în picioare, că e păcat să-ți rup picioarele, rupesc capul, atunci, da, o să mă duc. Dar în momentul acesta, au o echipă de specialiști, bun, nu sunt buni specialiștii tăi, n-ai o simbioză cu ei, n-ai o comunicare, pentru că e drept că nu te pricepi să înțelegi ce-ți explică ăia tehnic. Dar adu-ți niște oameni pe cuvintele tale, adu-i aproape și verifică-i. Băi, externalizez acest serviciu. Bă, oameni buni, când o jumătate din presa din Piatra Neamț îmi spune că anumite lucruri nu sunt bune, dacă îmi spune unul și o ține așa, zic, bă, e posibil să aibă cineva ceva cu mine. Dar când mai mulți oameni spun că, bă, ai acolo mici probleme, apleacă-te, nu mă pricep, e posibil să nu mă pricep. Drept dovadă, în perioada următoare, probabil că luni vom avea o conferință de presă în care vom anunța un board cu 11 oameni de un anumit calibru, fiecare pe domeniul lui. De ce spun acest lucru? Niciun regimentat politic. Adică vor fi 11 oameni, vor fi un consiliu consultativ care vor fi decidenți între ghilimele, că decizia îmi va aparține mie din funcția de primar, dar sunt cei cu care mă voi sfătui, cu fiecare pe domeniul lui. Consilier la consilier, ca da. Să zic așa. Era o vorbă într-un anumit moment dat că cineva avea nevoie de consilier la consilier într-o instituție pe care și eu am păstorit-o. Da? Vreau să vă spun poveste. Că e nevoie de consilier la consilier acum cam prin toate instituțiile. Să le dea Dumnezeu tuturor sănătate și gândul cel bun să învețe că nimeni nu-i născut învățat. Să învețe că ai nevoie de specialiști în jurul tău. Cei mai răi sunt consilierii cu carne de partid și fără pedigree profesional. Eu am zis că cei cu care vom ieși și o să vedeți și o să-mi spuneți, ne auzim în următoarea emisiune și o să-mi spuneți, domnule, n-ai avut dreptate. Chiar n-ai avut dreptate cei pe care... M-ați provocat, măcar un nume dați. Măcar un nume. Vă pot da. Pe parte de juridic este domnul judecător Moroșanu. A, da, domnul Moroșanu de la, da. Mă rog, la Bicaz. Va fi unul dintre cei care va fi partenerul nostru în actul de guvernare locală. Și mulți alții din anumite exponenți care nu pot fi contestați. Adică sunt oameni care au o anumită expertiză. Vă pot da, că am și acceptul încă unuia, din mulți alții, sunt oameni care au o carieră, au un background atât de puternic încât nu poți să le contești. Da, e posibil ca și eu și dânsii să greșim pe o speță, dar o să avem bărbăția și puterea să ieșim, să spunem, domnule, am greșit, vreau să o îndrept.
Nu pot să stau într-o stare din aia de apă caldă, ca broasca, să mă învăț cu temperatura mai mare ca să nu mor. Nu. O rup la rădăcină, tai răul și îndrept. Pentru că o spun și o voi repeta ori de câte ori este nevoie. Eu nu am proiectul meu, panaite. Eu am proiectul oamenilor. Încerc să-l implementez cu echipa de specialiști prin perspectiva și cunoștințele mele și expertiza mea. Dar proiectul nu este al meu. Proiectul este al oamenilor. Un subiect pe care multă lume îl ocolește în campania electorală, dar el devine din ce în ce, cum să spun eu, mai pregnant în ceea ce își doresc oamenii. Și anume, oamenii își doresc ca într-un oraș, cum e Piatra Neamț, să se poată plimba în siguranță pe străzi după o anumită oră. Oamenii își doresc să aibă siguranță, să nu se întâmple zilele trecute în Mărăței, în plină zi, niște oameni la un bloc mai cu pensionare, așa, se odihneau după amiază, a venit un băiat, era el un pic pe camere, se vedea că e mai brunet, dar probabil camerele întunecau. Blurează. S-a dus frumos, oamenii făceau curat la bloc acolo și au lăsat uneltele în fața blocului, strânse. Și frumos. Le-au sustras. A luat, nu le-a sustras, a luat, bine, mersi, a strigat cineva la el, băi, ce faci? El le-a luat și a plecat. Vă pot spune o... Dar în schimb, dacă un om se duce și depune ceva, după ce au curat în fața blocului și depune undeva, s-ar putea să aibă probleme cu... Să ia amendă. Nu știu dacă amendă, dar oricum avertizment. Domnul Bălănescu, cu ani în urmă, din casa blocului, din casa scării, în blocul în care locuiesc, și aici vreau să, prima dată, în 30 secunde, vreau să sparg un mit. Că nu stați în Piatra? Ba, stau în Piatra, am stau la bloc. Dar a apărut eu undeva în zilele trecute un mit prin care am furat un lift cu vreo 7-8 ani înainte, într-o perioadă de anticipație celestă a mea, și am zis liftul ăsta îl voi fura când mă voi muta la apartament. Dar închid. În acel apartament, la un dat, cu camere, la blocul respectiv, cu camere de supraveghere, cineva mi-a furat bicicleta pe o glugă, urcându-se pe bicicletă, și a plecat. Liniștit, nici până în ziua de azi nu l-am găsit. Asta e altă poveste. În ceea ce privește siguranța cetățenilor, aici sunt mai multe elemente. În primul rând pleacă de la factorul în care trebuie să ne implicăm fiecare dintre noi ca indivizi, în ceea ce înseamnă elementul de gospodărire, și pot spune cu subiect și predicat că pe Grigore Ureche, zilele trecute am găsit trei doamne drăguțe care în spațiul ăla micuț dintre bloc și trotuar, le rămânsese o jumătate de metru maxim, le-am văzut prășind și punând gladiole. Domnul Bălănescu, credeți-mă că am oprit mașina, nu o să fac public, sau poate în momentul ăsta nu o să fac public nimic din imaginile cu dumnealor, dar au fost bucuroase că au fost surprinse. Adică asta înseamnă un spirit gospodăresc care trebuie, cum să vă spun, exponențial dezvoltat la nivel de oraș. Revenind la ideea de securitate și de siguranță, văd în zilele astea peste tot că se clamează sănătatea noastră, sănătatea noastră. Știți de ce? Pentru că pe măsurători sociologice, în orașul și în municipiul Piatra Neamț, da, necesitatea numărul 1 este sănătatea. Necesitatea numărul 2 este învățământul. Necesitatea numărul 3 este siguranța copiilor noștri, în contextul în care s-a dezvoltat, nu doar la noi, ci la nivel național și la nivel mondial, consumul de stupefiante. Aici am fost întrebat cum aș vedea eu soluționarea. O să mă duc și în partea de siguranță. Soluționarea, din punctul meu de vedere, avem o poliție locală. Avem o poliție locală cu anumiți oameni care pot fi specializați. Domnul Bălănescu, unul dintre colegii care vor fi polițiști locali, care asigură siguranța în zona școlilor și accesului și a circulației în zonele școlare. Domnule, dacă văd de 5, 6, 7 ori un individ, fiind pregătit eu ca și expert, în citirea ușoară a fizionomiei, a comportamentului, nu am calitate de intervenție, dar există structuri. DICOT, Brigada de Intervenție și Combatere, nu știu exact titulatura, pot să cer sprijinul lor. Structuri avem în România. Pot să cer sprijinul lor. Sunt polițiști de la Poliția Locală, am identificat în viziunea mea un posibil suspect în zona respectivă. Mai bine previn decât să tratez. Este una din căile prin care putem. Pentru că mi se pare absolut absurd să propui testarea la 2, 3, 500 de copii, din care 250 sunt negativi și pui pe el un stigmat. În perioada în care el este chemat și până apar analizele, acel copil primește stigmatul. Bă, e posibil să fii suspect. Și nu, tot nu rezolv nimic. Eu cred că trebuie să mergem pe firul de unde pleacă distribuirea lor. Așa văd eu
siguranța copilului meu în școli în fața stupefiantelor. Mergând pe partea de ce înseamnă siguranță, cum a spus noastră, de forturi și cetățeanului. Și iarăși două elemente. Avem în ceea ce înseamnă siguranța copiilor noștri și a mamelor, prin parcuri pe care le-am văzut în diferite orașe, sunt spații mici între blocuri. Bă, oameni buni, haideți să le creăm condiții și soluții acolo, la fața locului. Dați-le voie la bătrânii noștri, la mamele noastre, la mamele copiilor. Lăsați-le să aibă și ele o zonă de relax și să-și privească în siguranță copiii în care ei socializează, pentru că nu-i putem ține închiși. Copiii trebuie să fie viitorul care vor pune fundamentul și va fi pepiniera din care să ne extragem resursa ulterioară de forță de muncă intelectual, de gânditori, de gânditori de proiecte, de mobilitate urbană, nu de imobilitate urbană. Deci eu acolo cred că este pepiniera. Trebuie să vie în ajutorul lor și în sprijinul lor. Iar în ceea ce privește siguranța acestor indivizi care fac rău, care nu aduc nici cea mai mică idee de plus valoare la nivel de orășel al nostru. Bă, frate, câtă minte poți să ai și sunt revoltate adevărat, pe drept cuvânt și pe drept bună dreptate. Tu nu ești în stare să plantezi o floare, dar ești în stare la bătrânul ăla să-i furi sapa și grebluța cu care el nu numai că împodobește și aduce frumusețe zonei, dar îi dă și lui scop. El dimineața s-a gândit și s-a trezit cu scopul, trebuie să fac și eu ceva pentru orășelul ăsta. Pentru că nu-și face la el balcon, își face în fața blocului. Da. Știți cum e? Eu m-am săturat să tot aud. Noi vorbim de mobilitate urbană, coridor de mobilitate și din când în când mai dai nas în nas cu o căruță. Acum nu știu dacă căruța face parte din proiectul de mobilitate urbană și de coridor de mobilitate, dar eu întreb așa. Noi avem camere, am înțeles că funcționează. Dacă vezi o căruță pe camere, nu trimiți un echipaj și aplici legea. Nu, căruța face parte, există bugetat în proiect, există un element care spune testarea toleranței cetățeanului la provocări. Și atunci introduce căruța. Asta era o glumă, nu, ca să înțeles, spun așa. Nu, am înțeles. Dar nu se poate, adică există atât de multe. Spunem tehnologie, spunem că avem monitorizare pe semafoare, exploatarea lor, camere de supraveghere, bașca. Nimeni nu spune că acum, fiind campanie electorală, la un moment dat se discută despre implementarea unui program și aprobarea lui, în care dacă ai sărit cumva, acele camere să fie omologate și primești acasă amenda. Nimic rău în asta. Adică dacă ai sărit? Adică în sensul dacă ai intrat pe culoarul de transport persoane, da, pentru, da, am de înțeles, da, transport în comun, să primești, eu nu spun că este rău, dar oferă omului alternativă, nu-l îngrădi. Auzeam printre colegii mei contracandidați, să spun așa, că dorința unuia dintre ei este să se circule în acest oraș dar cu mijloace de transport în comun. Nu știu dacă e și voința poporului asta. Dacă aceasta este voința poporului, democrația se scrie 50% plus 1. Eu voi scrie democrația cu 50% plus 1 pe data de 9, când vom trece referendumul cu parcările. Cum mai stați cu referendumul? Avem în jur de 6.000 de semnături strânse în acest moment. Deci, practic, am 1.000 de semnături ați strâns pe zi, dacă mă repartez. Aproximativ. Am avut și zile mai bune, am avut și zile mai puțin bune. Nu, dar eu vorbesc de o medie. Am avut vineri un vârf de încărcare în care vă pot spune că de la ora 15 până seara, cred că aproape de 11, au venit flux continuu oameni care să semneze, oameni care să se înscrie la partid, oameni care să vrea să contribuie cu mintea lor, cu experiența lor la tot ce înseamnă. Adică am rămas plăcut surprins când am văzut oameni pe care nu-i credeam atât de mobilizați ca societate civilă în ceea ce își doresc ei ca perspectiva asupra actului decizional. Deci aveți 6.000 de semnături, mai trebuie 2.000 și ați depășit numărul de votanți care s-au câștigat alegerile. Dar ținta mea sunt toți cetățenii acestui oraș. Eu vă spun, e frumoasă metafora noastră. Eu îmi doresc să obținem, nu știu, câți au fost la vot? 33.000. Îmi doresc să vină minim 40.000. Pentru că este un act democratic și vreau să rog pe această cale și cetățenii să se mobilizeze. Pentru că este un act de câteva minute, a merge și a se exercita un drept, dar și o ușoară obligație morală, cetățenească și constituțională, să spunem așa. Dom'le, mergem. Nu spun pe cine să voteze. Omul are suficientă
capacitatea cerebrală să treacă prin filtrul minții, să analizeze expozeul, variantele, experiența tuturor contracandidaților și mergeți, dragii mei, cetățeni buni, oameni ai orașului Piatra Neamț, oameni simpli ca mine, oameni mai inteligenți ca mine, oameni care suntem de aceeași structură. Mergeți și votați pe cine credeți dumneavoastră, doar mergeți, atât. Nimic altceva. Pentru că actul democratic se poate împlini în momentul în care suntem cât mai mulți la vot, în care putem spune și căpăta valoare democratică. Pentru că nu mi se pare corect să ieși primar. E act democratic și îl respect, am spus. Dar cu voturile unei comune un pic mai mari. Piatra Neamț este un oraș rasat, pe care îl respect și îl iubesc. Credeam când spuneți un oraș tasat. Sperăm să fie tasat corespunzător pentru la fază determinantă și să trecem la altă fază de închidere a acestor intervenții, că ne-am sufocat. Nu. Deci cred că Piatra Neamț a fost municipiu cu cel mai puțin votanți, municipiul de ședință de județ, cel în care primarul a primit cele mai puține voturi din România. Din România, din câte mi-aduc eu aminte, dar poate da, așa a ieșit din total număr de cum îi zice, de oameni înscriși pe listele electorale, din ce știu, în jur de 8%. Dar este democrație, este democratic ce s-a întâmplat. Eu nu contest rezultatul. Eu contest faptul că nu avem puterea să ieșim să spunem, da, domnule, am greșit. Da, domnule, vreau să îndrept. Pentru că lumea are așteptări, are orizont de așteptare, dar nici la infinit. Adică Piatra Neamț e un fel de deșertizare. Oameni buni. E adevărat că participăm și suntem martori unor modificări climatice majore la nivel mondial, la nivel european. E adevărat că am văzut coyotul în Delta Dunării până spre Buzău, sperând să se oprească acolo. Am văzut într-adevăr deșertificare în sudul țării. Dacă să vezi furtuni de nisip în Piatra Neamț, deja credeți-mă că suntem în filmele lui Hitchcock. Bine, măcar alea erau premiate, Oscar-uri, este. Parodii da. Ale noastre. Bun. Domnul Panaite, faceți o listă a lucrurilor pe care le considerați greșite în acest moment în Piatra Neamț și a celor care credeți că sunt pe drumul cel bun. Am spus-o de la prima emisiune a noastră. Cred că cetățeanul nu este absolut deloc luat în seamă. Cred că cetățeanul nu contează și nu este consultat sub nicio formă asupra necesităților sale. Aici la partea de moralitate, să spun așa. La partea de, cred că nu se abordează absolut deloc profesionist anumite lucrări. Cred că nu este curățenie în oraș. Cred că nu sunt, nu cred că într-o zonă unde doar ca să te vadă lumea pui trei bănci, le coafezi frumos și asta e ținta ta ca și primărie. Nu cred. Nu cred că sunt ajutați să fie dezvoltați nici măcar cei din aparatul propriu din primărie. Țin legătura cu dânsii. Și azi, domnule, părerea noastră nu contează. Bun, merg mai departe. Lucruri care par să fie bune. A început campania electorală. Lucru cel mai bun. Mi se pare că probabil că se va inaugura foișoarele alea de 100 ceva de mii de euro. La valoarea unui apartament fiecare. Lucruri interesante cred că vor fi în perioada următoare. Se vor scoate diferite lucruri care ne vor distra pe unii și pe alții. A, deci... Cred că atât e singurul element bun pe care îl pot identifica. În rest, eu îmi doresc din tot sufletul, indiferent cine va câștiga, să ducă în normalitate orașul. Pentru că eu promit acest lucru. Ei strică, iar eu voi îndrepta. Și nu voi îndrepta, voi dezvolta. Și știți de ce, domnul Bălănescu? Pentru că privesc acest oraș ca pe casa mea. Nu-l privesc ca un loc unde să merg la muncă, unde să-mi câștig un salariu. A fi primar nu înseamnă doar privilegiu. A fi primar înseamnă să fii dedicat oamenilor, să fii 24 de în 24, să ai un telefon deschis în permanență, să răspunzi solicitărilor. Unele îți convin, altele nu îți convin. Altele au fundament legislativ sau economic sau bugetabil, altele nu. Dar să ai disponibilitatea să vorbești cu omul. Pentru că spuneam cu ani în urmă, unui om poți să-i spui frumos, domnule, nu pot, nu că nu vreau. Poate eu sunt empatic cu suferința sau cu dorința anumite tale, dar nu pot, nu-mi permite legea, nu-mi permite bugetul, nu-mi permite anumite... Și poți să-i explici omului. Sau poți să-i spui și urât. Bă, lasă-mă în pace, că nu pot. De fapt, transmiți același mesaj. Dar poți să o spui într-o formă în care omul nu vine nimeni la primărie de drag. Toți ajung acolo pentru că au o nevoie. Și noi trebuie să fim acolo dintre oameni și pentru oameni.
Trebuie să fie, omul, din punctul meu de vedere, trebuie să se regăsească acolo, nu într-un soi de inferioritate. Am venit în fața călăului. Nu, am venit în fața cuiva care mă poate ajuta. Nu am un decident asupra destinului, ca să nu spun asupra vieții sau morții mele. Eu vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea de astăzi. Vă încheiem emisiunea cu acest, să spunem, profesiune de credință a dumneavoastră, ca viitor primar. Vă dorim succes, să vedem în ce măsură alegătorii vor veni spre un asemenea mesaj. Pentru că până la urmă, momentul adevărului este atunci când se deschid urnele și se numără voturile. Mesajul meu este din suflet, îl spun cu sinceritate, fără nici cea mai mică mască cosmetică inumană, să spun așa. Așa simt în acest moment. Profilul expresiei și expoziului meu din această dimineață este cel din adâncul sufletului. Așa să fie. Vă mulțumesc, cele bune, numai bine, să ne vedem sănătoși la următoarea emisiune, numai bine!